Peste 200 de angajați de la Ministerul Afacerilor Interne au acționat în ultimele 24 de ore la nivelul județului Vaslui pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară. Au fost vizate mai ales zonele aglomerate, au fost verificate peste 230 de societăți comerciale, persoane fizice autorizate și peste 130 de mijloace de transport în comun. Peste 320 de persoane nu au respectat măsurile de protecție individuală, fiind aplicate amenzi în cuantum de 40.000 de lei. Totodată, polițiștii au depistat și 27 de persoane care nu au respectat interdicțiile privind deplasarea.